Este timpul săptămânii mari un alt fel de timp? Nu mă refer numai la trăire, mă refer la modul în care este perceput de creștini. Timpul de obicei este perceput, mai ales în societatea de astăzi, din perspectiva cunoașterii noastre inginerești științifice. Și anume, un timp măsurabil, un timp cuantificabil, un timp de care depindem, un timp care costă bani. În perioada aceasta, biserica ne îndeamnă să ne rupem de această percepție a timpului, această percepție, ca să zic așa, exterioară a timpului și să interiorizăm timpul. Cum adică să-l interiorizăm? Să încercăm să trecem din această perspectivă astronomică a timpului într-o perspectivă eschatologică, adică să începem să cuantificăm timpul ca timp al mântuirii. Timpul mântuirii începe cu Hristos. Originea timpului, dacă ar fi să discutăm în termeni din aceștia fizici, să ne adresăm unui public ce are deja niște cunoștințe avansate, numai de tehnologie, dar și cunoștințe științifice, originea timpului este însuși Hristos. Pentru că prin El s-a zidit universul, prin El a venit mântuirea, iar pe axa aceasta a mântuirii, prezența Lui în lume, venirea Lui în lume, a fost prevăzută dinainte, deci partea dinainte, axa, să zicem, negativă a timpului, de către proroci, iar după venirea sa în lume, după întruparea sa în lume, ca om și Dumnezeu adevărat, biserica a rămas mărturisitoare a acestui timp al mântuirii, acestei oportunități a mântuirii, aceste invitații către mântuire pe care ne-a adus-o însuși Dumnezeu întrupat, Fiul lui Dumnezeu, Tatăl, care a venit în lume ca să ne ridice pe noi din timpul acesta al morții, să ne devieze de la această cădere continuă în abisul morții. Vorbiți-ne puțin despre acest moment al timpului care nu mai este timp, învierea Mântuitorului. Dacă există un act terapeutic, este chemarea Mântuitorului către înviere. L-a înviat pe Lazar ca să ne arate că oricare dintre noi, mort de o oră, de două ore, de trei ore, de patru zile, de patru ani, de 40 de ani, de patru secole, de 4.000 de ani, reprezintă un candidat către această înviere. Învierea Mântuitorului este această posibilitate, această rupere cu tot ceea ce ne omoară. Evident că învierea Mântuitorului are cu sine învierea noastră. Prin învierea sa, înviem și noi. Timpul acesta de după înviere se numără altfel, se cuantifică altfel. Vedem că este un timp al veseliei, al bucuriei, al renașterii. Avem acest avantaj maxim al creștinilor de a fi trăiți în înviere. Și noi înviem și trăim în zilele acestea, în jurul mesei, cu aceste delicatese pe care alergăm zilele astea așa până la 8, că nu avem timp după aceea, nu mai avem voie după aceea. Ei bine, această bucurie este bucuria învierii, bucuria pe care o să o trăim în viața veșnică, este o pregustare, este un memento, adică este un dar din veșnicie, este creditul acela nerambursabil
nerambursate din generozitatea divină, prin care noi reușim să trăim încă de pe acum bucuria învierii noastre, celei de obște, bucuria învierii lângă Hristos, bucuria învierii în lumina Sfintei Treimi. O trăim la dimensiunea noastră, tocmai de aceea avem nevoie de pregătirea aceasta, să ne rafinăm un pic, să ne rafinăm un pic acești senzori duhovnicești. Sângele nu trebuie să stea numai în abdomen ca să poată să digere, trebuie să stea și prin creier ca să putem să gândim și să ne luminăm cuvântul acesta al Evangheliei, cuvântul acesta al învierii.